Bun, salutare tuturor și ne regăsim la o nouă serie Skyrim. Cum am zis azi, am intrat la greșeara Gami și Skyrim sau doar unul și le-a dus pe unul, așa că hai să începem cu Skyrim Special Edition. Nu știu câte ore am un joc ăsta, am 23 de ore în Special Edition. Fuck! A rămas shift tab-ul activat. La loading screen. Come on! Jesus, care a venit? Cred că îți dau sunetul mai încet în joc. Bethesda, stai, e prezent. The Elder Scrolls 5. Skyrim. Da, cred că trebuie să dau sunetul un pic mai încet, cred că mai mult, da. Cred că e bine așa, cred, nu știu. Acum o să înceapă ăștia, ăsta să vorbească. Cred. Tipul trebuie să încep să vorbești normal acum. Hey, a început să vorbească. You were trying to cross the border, right? Walked right into that imperial ambush, same as us, and that thief over there. Damn you stormcloaks. Skyrim was fine until you came. Stormcloak. Nice and lazy. They hadn't been looking for you. Stolen that horse and then halfway to Hammerfell. What the fuck? You there, you and me, we shouldn't be here. Stormcloaks the Empire wants. We're all brothers and sisters in binds now. Shut up back there. What's wrong with him? Sincer, mie nu-mi place rebelii. Pentru că o să distrug orașul Winterhold. O să cam... nu Winterhold, doamne, Whiterun. O să distrugă cam nașpa și... I say no. I must say no. I don't like the fucking... Iberian Stormcloak. Îmi prefer mai mult Imperiul. Prefer mai mult, sincer, Imperiul, deci ca să știți, joc Imperiul, parte Imperiului. General Talia, sir. The headsman is waiting. Good. Let's get this over with. Hai mai repede. Sure, Mara, Debella, Kinneret, Akatosh, Divines, please help me. Ce fel duce aia? Da. Look at him. General Tully is the military governor. And it looks like the Dalmor are with him. Damn elves. I bet they had something to do with this. Da, că zici tu. Ce față are ăsta? Da, sincer, partea asta e cam plictisitoare la început, pentru că ai vreo 5-6 minute în care nu faci ipotetic nimic. Sincer, na, nici am n-aș făcut, nu scriezi caracterul. Nici n-ai rămas de partea lor. Nici n-ai rămas de partea lor atunci. Treci în casă, copchile, n-ai voie să vezi așa ceva. Go inside, kid. Go inside, I said. Așa, zi. Move it, boys, move it. Chip, guys. End of the line. Yep. This is the fucking end of the line. Let's go. Shouldn't keep the gods waiting for us. Da, cum zici tu, typical Nordic mythology. You've got to tell them. We worked with you. This is a mistake. Step towards the block when we call your name. One at a time. Empire loves their damn lists. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. Mm-hmm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Cum zici tu, tipule?
când zici. Railoff of Riverwood. Îmbrăci toți așa și cu nume de la Ov. Nu știu cum, Ov. No care of Rorikstead. No, I'm not a rebel. You can't do this. Halt! You're not gonna kill me. Da, când zici. Anyone else feel like running? Wait. You there. Step forward. La momentul ăsta mi-a să fac o glumă legată de Skyrim pentru că a primit o săgeată în genunchi. Nor nu vreau nor pentru că rezistent la frig, prefer ăsta de, deoarece sunt mult mai talentați la luptă și au o constituție mult mai, cum să zic eu, mai hard constitution and natural resistant to poison, adică nu sunt la poison și am o abilitate, Adrenaline Rush, care îmi crește fucking stamina, ceea ce eu o să folosesc foarte mult. Nu! Nu finish de character, ne-l creem acum. Body. Cred că las prima. M-ai deschis un pic la piele vere, nu negru. Cred că asta e bine. Îl lăsăm așa, să fie head. Complex. Fără cicatrici, pomă. Nu vreau să fiu murdar. Nu, să-mi pun o zgârietură. Warpaint. Să-mi pun, să nu-mi pun. Să ne punem? Na, nu ne punem. Fără. Face. Nasul, sincer, nu prea-mi place. Era prea... Băi, dar e ca în turtina asta, mă. Îl las pe ăsta. Ce-i asta? A, lol. Așa. Nu mă interesează astea. Nope, nope. And fucking no. Eyes. What the fuck? Lăsăm așa. I wish I deep eyeline color shadow. Nope. Bro type bro. Nope. Nu mă interesează gura. Nu sunt eu genul care îți creeze chiar atât de mult. Acum o freză, sincer. Doamne, bă, dar ce freze. Eu punem pe asta. O să fie chel, așa. Punem asta așa, o culoare, nu știu. Negru. Unde n-ai mai negru? De fapt nu-i punem negru, fac, arată pe ceva. Cred că-l las așa, nu știu, fac de atât, nu stau să mă chinui. Finish. Madalina of, nu știu, of... Braila, na. Cum a făcut la toți. What are you doing here, Red Guard? You a sellsword? A sailor from Stros Mikhai? Da, cum zici tu. Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. Da, mă, stai, ce să By your orders, Captain. I'm sorry. We'll make sure he remains our turn to Hammerfell. Merci. Follow the captain, prisoner. Bine. Iar așteptăm, bă, vere, cinematicul ăsta e atât de boring as fuck. Jocul în sine mie îmi place foarte mult, dar e boring as fuck the beginning. Până când, bineînțeles, până când facem rost de niște item și un pic de... un pic de level, așa, și ce perisie. O să facem și misiuni secundare, nu numai principale. Nu vă gândiți că facem doar fucking principale. Adică dăm rush cu poveste. O să fie o serie destul de lungă, cred. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls to Aetherius. Bla bla bla. Blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up and let's get this over. Aut un tip care vrea să moară. Dă-i! Am o punte jos.
Dimineață, mă? Aparent, da, e 9 dimineața în joc. E fucking 9 dimineața în joc. Dacă zici tu... Bam! Căpățână, tăiatul. As fearless in death as he was in life. Next, the Red Guard. Transista. Bă, dar voi n-auziți aia, bă bune. Did you hear that? I said next prisoner. Sincer, asta e singurul personaj care îl urăsc la Imperiu. Tipa asta o urăsc la culme, la Imperial. În ultimul Halo urăsc pe tipa aia, bă bune. Ce poate să fie pe bune? Dragon! Gata! He uses his shout! Se vede clar cum folosește shout. Hai! Bip! Haide! Ce naiba! Chiede ușa. What is that thing? Could the legends be true? Legends don't burn down villages. Mhm. Zici tu? Putem merge? We need to move now. Pi da. Doamne. Ia cum am zis și mult, mai ales la normalul și am făcut tutorialul să cred că 15.000 de ore. Sincer, a devenit boring pentru mine tutorialul. Și a luat acolo niște pietri în căpățână de... Break. Boy, you are dead now. Da. Let me to run. Hai copchiele! Hai, da, să cred că... Da, o stau. Gunnar, take care of the boy. I have to find General Tullius and join the defense. God's guide you, Hedvar. Dacă zici tu... Un sentry dead. Tasul ăla mort. Stay close to the wall. Another sentry dead. Alt sentry mort. Bă, dar vă cam mor sentry-le așa pe... Bă, cum i-a aruncat pe toți, bă, să fiu nebun, zici că au din gura. Nu știu, mă gândesc eu cu Stevie ceva anume, e putere specială. Dacă zici tu. Nope. Da, cum am zis, I am Imperial. Nu-mi place să fiu de partea rebelilor. Am jucat, cred că o dată sau de două ori partea rebelilor și nu mi-a plăcut. Nici n-am terminat jocul din cazul. Bine, n-am terminat niciodată jocul, dar asta e partea a doua. Păi și-n doi una. Păi ceau, e ca una, bă, și pur și simplu să... Să-mi place așa și la asta și trebuie să o ceva gen. I'm going to see if I can find something for these bones. Mm-hmm. Zici tu? You better... No, nu-i pentru niciun skill asta. Stai că trebuie să lutez pe aici, mai întâi lutăm asta. Imperial Helgen Key. Let's keep moving. Stai, mă. He's still out there. Stai în gol. Inventar, pac, pac, pac. Ha? Weapon, pac. Unde? Pac, așa.
Vreau să joc dual wield, vreau să joc, pot să joc mână, armă de mână și scut, dar momentan n-avem scut, așa că n-are rost să nu le folosesc pe amândouă, așa că na, hai. Hai, wow, îmi place că tipul ăsta nici nu reacționează. Oh, perfect, o să-mi scut. Așa, n-am mănuși, ce ai sunt eu. Aș lua-o pentru a le vinde, deoarece îmi trebuie mulți bani. O, să-mi trăiască cu grazi bani, dar na. Hide shield, for gauntlet. Asta e un ban, ceea ce nu o să-mi trebuiască mai deloc. Că na. Gata, avem scut. Nu e cel mai bun scut, dar... Mergi, mergi din început, luăm cartofii. Cartofii, auzi la mine, era fucking un morcov și am zis cartofi. Bravo, Madalina. Nici legumele nu le știi. Da? Ce pot să zic? Azi bun. Cred că a durut chestia aia. Cred că a durut la ulme. Damn, that dragon doesn't give up easy. Normal, fi un fucking drum. Da. Ah, mor naibii. N-am stamina. Oh, cinematic, mamă, i-am dat cu... De fapt, da, cinematic animation. Finishing. Așa. Poțiuni, fac-o. O să-mi trebuiască sarea. Aici, aici nu mai e nimic. Dulap. Pe unde, pe unde? Astea nu vreau să le dau harvest pentru că nu o să mă focusez chiar așa mult pe a face mâncare, dar na. Încă o poțiune, încă niște salt. Cam atât, n-am închis. Nu stau să lutez chiar totul. Hai. O să vândă bine. Fellows happened along just in time. These boys seemed a bit upset at how I fit into their comrades. Sword mace, sword mace. No. A dragon is attacking Helge. Asta nu se pune, asta trebuie. Please, don't make up nonsense. Nope, nici asta nu se pune. Although come to think of it. Appear iron shield, care e mult mai bun. Normal. Some odd noises coming from over there. Come with us. Hai, mă. Perfect. You have no authority over me, boy. Asta da... Că să vin de scump. Books. Gata. Take all my things. Please. Grab what you can and let's go. Ce vrei să deschid asta? Ce deschid? Sau nu stai, nici nu trebuie să fie mai deschid, hai. Aici găsim niște bani. Bani, bun mil, și asta e bine. Hai să mergem în continuare. Hai că am venit. Schelet, bun mil și gold. Tipul ăsta n-are nimic. Mai încă unul aici. Încă unul aici. E cam atât, da. Hai să mergem. Scuze de așteptare, băieții. Where in Oblivion are we supposed to go? Where's the way out?
Give me a minute. Let me think. Ah, oh, ce ne batem. Fuck. A da. Bine. Ți bloc, na. Idea. Die. Pac, n-am pus la favorit. Pot să le pun în spate. Așa. Da, bravo, Hart. Bravo, tipule, ești bun. Te bagi în foc, așa se face treaba. Good job, boy. Mamă, dar i-am dat-o. L-am pălit de-a binelea. Dă săgețile. Tu ești idiot, ce poți zic, că te-ai băgat fix. Tot te-ai băgat. Singur. Să aibă un pic să gutești și eu, bă. De fapt, nu mai stau să gutez, de fapt, ai dreptate. Aici, Imperial Light. Hai! Let's see where this goes. Hai! Haide-i! Dă-i aia în jos, că știu că asta o să faci. Mersi. Come on. Hello. Mulțumesc că vii. Știu că în prima zi când a apărut, cred că trebuie să fac de vreo 2 ori sau de 3 ori. Torealul ăsta dintr-un singur motiv. În prima zi când s-a lansat Special Edition, în care toți care aveau Skyrim cu toate DLC-urile cumpărate, le primeau. Era cam buguit. Da, buguit puțin spus, deci aveai niște bug-uri, de toată vinea să te întrebă, sigur ăsta e joc? Sau e făcut așa mișto, adică, pe bune, era cam buguit în prima zi. Probabil care l-aveați sau l-ați primit în primele zile, adică era cam destul de buguit Special Edition. Vin, ai răbdare, hai. Doamne, ferci, te grăbești. Eu sunt cel care filmează, nu tu, da? Așa că... aici. No shit, genius. Nici n-aveai cum să mergi altundeva. Da, pe aici ne batem cu chestiile care le urăsc eu cel mai mult în viață. Paia genin. Niște chestii mici, cu picioare, păroși. Bine, nu chiar toți sunt mici, dacă... compara acum o tarantula care e cu o farfurie. Da, alea nu-i mic. Fucking frostbite spider. Bă, șerpi-s mai ok decât paianjin, crede-mă, pe mine aș prefera șerp de 1000 de ori în locul la paianjin. Pă bune. Șerpi-s de 2000 de ori mai ok ca paianjin. Hai. Hai. Aici cred că o să-mi găsi 2 skill-uri, cred. Una mini chestia aia cam a zburat. Hold up. There's a bear just ahead. See her? I'd rather not tangle with her right now. You might be able to sneak by. Just take it nice and slow and watch where you step. Or if you're feeling... longbow. You can take this bow. Might take it by surprise. Go ahead. I'll follow your lead and watch your back. Ea când selectați să mergă așa, deoarece putem să ne creștem sneaking-ul și după aia pur și simplu să ne creștem și archery-ul. Pentru că va fi chiar foarte ușor. Adică pur și simplu ne creștem 2 skill-uri dintr-un an și archery-ul, dacă chiar o să crească, dacă câteodată îmi creștea, câteodată nu îmi creștea. Dar sneaking-ul știu că o să crească la început și sincer nu trebuiască din când în când sneaking-ul. Știu la o anumită misiune de la un DLC că o să-mi trebuiască sneaking-ul. Easy does it. Bine, nu e chiar misiune principală să zic, dar e de la un DLC, de la Downguard, o să trebuiască să fac de chestii câteodată și o să-mi trebuiască sneaking. Ceea ce eu nu o să mă acces pe asta pentru că eu de obicei nu joc Khajiit. Pentru că Khajiit-ul mi se pare destul de... la, pentru că el e bun la a fi un hoț și
și a folosi armuri ușoare, iar eu nu folosesc armuri ușoare. Chiar dacă vreau să joc așa, cam pur și simplu să joc cu fucking... nu zic că m-a văzut. Nope, hai culc-te, 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 culc-te. Perfect. Așa. Oh, perfect. Mi-ar da și de asta archery finishing. Care e logic ce putea fi, doar că totuși. Asta o să-mi trebuiască mai târziu la anumite misiuni dintr-un orășel, bineînțeles că secundare, dar banii-s bani, la un moment dat chiar o să trebuiască foarte mult bani, pentru că o să luăm casă, o să... Cam o să luăm toate casele posibile și o să construim și casele posibile, deci, na. Da. Am ajuns afară, în sfârșit. În sfârșit, to the Skyrim! Finally! Pa, pa! Adio, ne mai vedem! Cu siguranță o să ne mai vedem. Looks like he's gone for good this time. Da. But I don't think we should stick around to see if he comes back. Nici nu se vede piciorul prin armură. Nu mai mi se vede. I'm sure he'd help you out. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. Da. Pa, pa. Bun, dar eu zic să închinem și noi aici această prima parte în această serie, dacă chiar vă place și veți vedeți episoadele cât mai repede, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment. Și până la viitoare aici, să mai zic decât bye bye!